De la pană la mașină de scris. Aceasta este propunerea muzeografilor severineni care ne îndeamnă să descoperim luna aceasta două obiecte de scris ce aparțin academicianului mehedințean Vasile Jonea. Instrumentele au fost donate Muzeului Regiunii Porților de Fier și au fost expuse în această lună în contextul sărbătoririi Zilei Mondiale a Educației. Obiecte de scris ce au aparținut academicianului mehedințean Vasile Jonea au fost expuse la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Acestea reprezintă piesele vedeta ale lunii octombrie. Muzeografii au dorit astfel să prezinte vizitatorilor modul în care au evoluat instrumentele de scris de-a lungul timpului. Pana, de exemplu, a fost folosită de la începutul evului mediu până în secolul al XIX-lea. În prezent, ea este utilizată doar de către caligrafii profesioniști. Pana de scris folosită începând din evul mediu până în secolul al XIX-lea. În general erau folosite pene de păsări mari, de gâscă, de lebădă, iar mașina de scris probabil este una dintre cele mai importante invenții ale lumii moderne. Avem aici expusă o mașină de scris Olympia, o mașină de producție germană, una dintre cele mai rapide mașini de scris din lume și foarte apreciată între cunoscători. Nici pana de scris și nici mașina de scris astăzi nu mai reprezintă interes pentru marea masă a populației, fiind folosite în general de către pasionați. Pana de scris este folosită doar de către cei care sunt pasionați de caligrafie, de caligrafi. Alături de pana de scris, muzeografii au expus și o mașină de dactilografiat. Aceasta a fost realizată de un important producător german și a aparținut lui Vasile Jonea. De altfel, Muzeul Regiunii Porților de Fier se află în posesia unor obiecte importante ce au aparținut academicianului mehedințean. În anul 2005, dacă nu mă înșel, au fost donate muzeului nostru. Pe lângă mașina de scris, pană de scris, mai avem o lampă de birou a academicianului, ochelarii academicianului, cărți de vizită, cărți cu autografe, diverse fotografii și un birou al acestuia care nu mai este într-o stare foarte, foarte bună de conservare, dar avem mare parte dintre obiectele de care Vasile Jonea s-a folosit în timpul activității sale. Vasile Jonea a fost un reputat jurist născut în anul 1914 în Mehedinți. În timpul regimului comunist a fost arestat pentru convingerile politice. După Revoluție a fost ales deputat pe listele Partidului Național Țărănesc Creștin-Democrat. Apoi, în 1992, a devenit primul președinte al Curții Constituționale a României pentru un mandat de 3 ani. În 1993, Academia Română l-a ales pe Vasile Jonea, membru de onoare. În anul 1999 a trecut la cele veșnice.